Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă prim-ministru, cred că aveți o prioritate principală și anume să găsiți o cale de ieșire din două crize prin care trecem. Eurocriza și criza valorilor europene. Și un lucru, după părerea mea, e foarte clar. Și anume că măsurile care au fost luate în ultimii doi ani nu au funcționat. Și toate reuniunile bilaterale dintre Merkel și Sarkozy nu au funcționat nici ele. Mai piețele doar timp de 24 de ore, după care lucrurile iarăși au luat o razna. Și majoritatea liderilor nu au fost la înălțime. Trebuie să vă spun de asemenea că nu prea îmi plac nici agențiile de rating. Însă, dragi colegi, în loc să ne tot plângem de aceste agenții de rating, liderii europeni ar trebui să citească rapoartele făcute de aceste agenții și mesajele pe care le transmit. Ce ne spun aceste agenții? Ne spun ceva adevărat. M-a dezamăgit faptul că domnul Barnier și domnul Renault au făcut asta. Când te uiți și când citești ce spune Standard & Poor's, vezi că au dreptate. Vorbesc despre o lipsă de curaj și unitate politică. Aceasta este principala problemă în momentul de față. Vorbesc despre o interpretare unică a crizei. Ei spun că nu e doar o criză financiară și fiscală, e și o criză de dezechilibru comercial. Și îmi pare rău pentru socialiștii care au spus asta. Trebuie ajutate țările care vor să-și reducă cheltuielile pentru a putea obține ceva creștere. Vă mulțumesc pentru aplauze. Asta spune Standard & Poor's și au dreptate. Deci au dreptate că această criză încă nu s-a încheiat și că avem nevoie de o soluție viabilă. Și haideți să fim sinceri, această soluție nu se întrevede deocamdată. Avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de ceva care să ne ajute. Da, Germania au venit cu acel fond de răscumpărare, însă poate că nu e suficient. Dacă vreți să se încheie criza, trebuie să acționați acum. Și nu e părerea mea, nu e părerea noastră, e și mesajul pe care îl transmite prim-ministrul italian în Financial Times. Spune, nu mă plâng de scăderea ratingului. Nu. Problema vine din slăbiciunea politicilor care este atât de persistentă la nivel european. Mario Monti, în Financial Times. În același timp, nu am nevoie să mă bată pe umăr doamna Merkel. Nu am nevoie de un angajament în legătură cu euroobligațiunile și cu piața acestora. Și Mario Monti are dreptate. Nu putem avea o soluție viabilă pentru Italia cu o dobândă de 6-7%. Singura cale prin care Italia poate depăși criza și Monti poate să continue eforturile, este să aibă și o dobândă redusă, nu atât de înaltă, pentru a-și continua reformele. Altminteri, îi cerem imposibilul domnului Monti. Nu putem să-i spunem pe de o parte, da, foarte bine, bravo, continuați cu programul de austeritate, însă în același timp plătiți niște dobânzi de 6-7%. Și în al doilea rând, doamnă prim-ministru, mai sunt și alte crize cărora trebuie să le țineți piept. Nu doar a valorilor. Uitați-vă ce se întâmplă în Ungaria, dar și în România în ziua de astăzi. Și știu că s-au lansat o serie de proceduri de încălcare din partea Comisiei, iar la Parlament sper să avem majoritatea pentru a lansa o procedură conform articolului 7. Însă întrebarea mea finală, felicitări de altfel domnului Pitela, deci întrebarea mea, deci mai dați mai mult timp acum că v-ați schimbat, sunteți nou. Sunteți italian, în Italia așa se procedează, nu? Deci întrebarea mea este foarte clară, doamnă prim-ministru. Deci Comisia a început procedura de încălcare. Noi vom lansa procedura conform articolului 7 prevăzută în tratat. Întrebarea mea e ce vrea să facă Consiliul în următoarele zile? Va fi pe agenda următorului Consiliu European? Ar fi o greșeală, după părerea mea, dacă nu o faceți. Europa nu se referă doar la bani și economie, se referă și la libertăți și valori. Vă mulțumesc!